Campania Vorbim Românește, Citim Românește a fost lansată de cotidianul Informația de Severin în colaborare cu Radio Televiziunea Severin, Asociația Cordelia și Biblioteca Județeană. În cadrul ei, oricine poate dona una sau mai multe cărți tipărite în limba română. Ele vor fi trimise românilor din Valea Timocului, care nu au unde să învețe tainele limbilor materne. Frații noștri români vorbesc românește din moși strămoși, dar foarte mulți dintre ei nu știu să citească și să scrie românește. De ce? Pentru că ei nu au școli în limba română, la ei în biserică se țin slujbe în limba sârbă și identitatea lor este pusă în pericol. În Valea Timocului există un proces complex de desnaționalizare a comunității române. Această campanie este foarte importantă pentru că această comunitate de pe Valea Timocului nu are acces la tainele limbii, ca să zic așa, române. În cadrul acestei campanii, Biblioteca Județeană va dona peste 500 de volume pentru frații noștri din Valea Timocului. În prezent, peste 200.000 de români trăiesc în Valea Timocului, în Serbia. Mulți dintre ei nu au citit poate niciodată o carte în limba română. Volumele strânse în cadrul campaniei îi vor ajuta să descopere farmecul limbii materne. Prima dată, ce mai bun ar fi rădăcinile a românilor noștri din Serbia de Sud. Poate ar fi bun și să fie și povestile de pe bătrâniță, povestile pentru copii din la școală ar fi bune dacă le-ați avea pe Românește. Cărțile pot fi donate direct la sediul cotidianului Informația de Severin din Bulevardul Carol numărul 73, de luni până vineri între orele 12 și 19, dar și duminica între orele 15 și 19. Prima donație de carte în limba română din această săptămână a fost făcută de comandorul în rezervă, Ioan Chiribeș. Chiar dacă nu are rude sau cunoștințe stabilite în Valea Timocului, a dorit să vină în sprijinul fraților de peste Dunăre care doresc să descopere tainele și farmecul limbii materne. Mi-a plăcut mult un precept care spunea că omul care ține în mână o carte nu poate ține niciodată un ciomag sau o bâtă. Și prin... Există efectul civilizator al cărților și este nevoie de cărți, chiar și dacă au apărut alte suporturi pe informații pe hârtie, începe să piardă teren. Și totuși pentru generația de acum încă are importanță mare, mai ales pentru copii să aibă cărți la îndemână. La cele 52 de cărți donate de comandorul Ioan Chiribeș s-au adăugat alte 70 donate de severineanul Ion Purcaru. Acolo sunt toți frații noștri români care soarta vitrică i-a despărțit de noi. Și ei acolo n-au școli nici în limba română, poate mulți din ei nu știu românește. Și e cazul dacă se dezvoltă și acolo românismul și va începe cineva să-i învețe, să românește, trebuie să aibă niște cărți, că acolo niciun caz nu le dă nimeni cărți. Până în momentul de față, la aproape o săptămână de la startul campaniei Vorbim Românește, Citim Românește, în depozitul de la sediul cotidianului Informația de Severin s-au strâns în jur de 260 de cărți destinate românilor din Valea Timocului. Am adunat destul de multe cărți, probabil pentru că oamenii știu care este problema românilor din afara granițelor, iar românilor din Valea Timocului sârbiesc este un pic mai complicată pentru că cei de acolo nu au nici cărți în limba română și nu au nici predare în limba română, iar aceste campanii sunt binevenite nu numai din partea celor de la Informația de Severin, ci și din partea altor organizații care au posibilități cu mult mai mari decât noi. Campania Vorbim Românește, Citim Românește continuă. Cei care doresc să vină în sprijinul românilor de peste Dunăre pot dona cărți la sediul Asociației Cordelia și al cotidianului Informația de Severin din Bulevardul Carol numărul 73, zilnic de luni până vineri, între orele 15 și 19. Primii care au donat cărți pentru românii din Valea Timocului au fost chiar reprezentanții cotidianului Informația de Severin, organizatorul campaniei. Speră ca exemplul lor să fie urmat de cât mai multe persoane. Nu puteam să nu mă implic în această campanie, mai ales că aveam cu ce. Am strâns de-a lungul timpului multe manuale școlare și mă gândesc că poate lor prinde și lor bine. Pot să facă o mică școală cu clasele 1-8. Bine, am unele cărți care s-au mai pierdut în timp, arată foarte bine, sunt într-o stare impecabilă. Am donat cărți din literatura universală, aș da exemplu Crimă și pedeapsă de Dostoevski, dar și cărțile copilăriei, una dintre cele mai frumoase colecții de povești și nuvele pentru copii. Nici scriitorul Victor Rusu nu a ezitat să se alăture campaniei Vorbim Românește, Citim Românește. Sper din tot sufletul ca
dania mea modestă să fie urmată de alte danii, vorba marelui Ighe Bibicescu, mai substanțiale, pentru ca românii noștri, frații noștri români înstrăinați de noi și foarte greu constrânși de către autoritățile din Serbia, să găsească un sprijin în aceste cărți pentru păstrarea identităților naționale. Oricine poate să se implice în campania dedicată românilor din Valea Timocului, cărțile pot fi donate direct la sediul cotidianului Informația de Severin din Bulevardul Carol, numărul 73. Campania Vorbim Românește, Citim Românește a ajuns la final. 10 de severineni au răspuns apelului lansat de jurnaliștii de la Informația de Severin și au donat 6.000 de volume tipărite în limba română. Români care au nevoie mai mult ca de orice de afirmarea identității culturale. Români care au fost supuși deznaționalizării forțate și care foarte rar găsesc o carte românească. Cărți frumos ilustrate pentru copii, volume ale marilor scriitori români sau manuale școlare au fost donate pentru a alina dorul vlahilor din Timoc de a citi în limba maternă. A fost o campanie de suflet prin care noi contribuim cu un număr important de 2.000 de volume pentru românii din Valea Timocului. Le mulțumim tuturor celor care au donat. Tomurile vor fi inventariate, împachetate și pregătite pentru a fi transportate către bibliotecile românilor din Valea Timocului. Ne vom opri mai întâi la Cladovo, la domnul Tihan Matasarevici, la Asociația pentru Tradiția și Cultura Vlahilor, după care ne vom opri la Negotin, la Timoc Press, colegii noștri de presă de limba română din Negotin. Vom merge apoi la Zaiciar, la ziarul de limba română, Vorba Românească, și apoi la Bor, la Asociația Vlahilor. Campania derulată de cotidianul Informația de Severin a vizat strângerea de cărți tipărite în limba română. Acestea vor îndulci seta de cunoaștere și de afirmare a identității naționale a celor peste 300.000 de români care trăiesc în Valea Timocului, oameni care s-au născut și au crescut vorbind românește, dar care nu au avut parte de drepturi fundamentale, cum ar fi dreptul de a avea școli în care să învețe limba română, biserici în care să asculte slujbe religioase în românește și nu în sârbă. Cele 4.500 de volume au fost transportate în Serbia cu microbuzul RTS. Primul popas al delegației românești a fost la Cladovo, unde au fost descărcate aproape o treime din totalul cărților scrise în limba română. Asta, treaba care o terminăm astăzi, e foarte bună pentru populația românească de aici, din comuna Cladovi, din cauza că până acum nu mai s-a dus nimeni aminte de pe România să ne facă și nouă o bucurie și o surpriză cu cărți numite și scrise de domnii scriitori românești care sunt văzuți peste tot pământul. Următoarea oprire a microbuzului RTS a fost la Negotin. Și aici au fost lăsate circa 1.500 de volume scrise în limba română. Ele vor face parte din fondul unei biblioteci și vor fi împrumutate tuturor celor dornici de a-și îmbunătăți cunoștințele de limba română. Eu gândesc că întâi trebuie să avem o bibliotecă și să avem cărți și puțin încet ori învăța și românii să citească, dar mai bine să avem cărți și să învețe să citească decât să știe să citească, dar să nu avem cărți. Ultimele volume au ajuns în sânul comunității românești de la Bor. Ele au fost preluate chiar de președintele filialei locale a Partidului Democrat al Românilor din Serbia. Români din Serbia, că zicem că suntem cu românii din România tot o lume. Cu această etapă, campania Vorbim Românește, Citim Românește, derulată de cotidianul Informația de Severin, a ajuns la final. Chiar dacă a fost vorba de 4.500 de volume, evenimentul constituie o primă mână de ajutor întinsă celor aproape 300.000 de etnici români care locuiesc în Valea Timocului și care nu vor să uite limba și cultura pe care au moștenit-o din moși strămoși.